Așa de fericit sunt. Da. Am făcut 1000 de abonați pe canalul meu de YouTube. Da? Da. Cu ajutorul tău. Da, cu ajutorul meu. Da, știi de ce? Fiindcă am făcut videoclipul cealaltă cu geanta și mulți oameni s-au abonat la YouTube. Ce-a tușat, mă, băiecule. De ce? Cu geanta pot și nu, nu pot. Ia bea o gură de cafea. De-a mea. Nu mai. Hai să facem schimb. Să vezi cum e a mea și cum e a ta. Da. A mea e rășe. Da, ta e apă chioară. Cum am mai filmat el? Nu mai filmat, băi, că-s bolnav, băi, nu mai filmat, că-i om bolnav, nu mai filmat. Aiurea îmbrăcat, cășula asta e în cap. Ce nu înțelea ei? Mergi la vot? Da, fac. Dar pe cât se votează? 6. Vreau să mai mergi la vot acum, cu pandemia asta? Băi, mers ca ăștia. Da, cine se votează acum? Primarii sau cum? Nu știu. Hai? Nu știu, nici eu, să-i văd. Eu nu înțeleg o chestie. Deși la vot să mergi și la Sfânta Parascheva nu. Și legea asta. Nu te fișcă, ia o leacă fișcă, ia uite. Zii, și legea asta. O găsit-o pe infractorul cealaltă, o găsesc? Da, eu mai stat așa, tatu sau o stat, eu n-am mai stat așa. Ia, ia, ia. Fișcă, fișcă. N-am văzut, dar eu. Azi era bun de mers la cules de ciupier și buriet. Am vrut să merg la păduri, la Zahoreni. Să culeg bureți. La Zahoreni, tu, mă? Da. La Borole, o scrie, nu, la Zahoreni. Dar, mă, dacă ție că frunzele... Am un poft așa de șpierci. Da, am șpierci, am în ladă. Eu vreau proaspete. Am în ladă, am zăbureți, în ladă, am șpierci. Vreau proaspete. Nu pot, am să fac așa, așa, e rău, mă duc spatele, vai de capul meu, în spatele, eu nu știu, masajat în partea asta, masajat atâta noapte, așa m-am masajat, cu manier, gata. Păi de ce nu mergi la spital? E, un să mă duc cu boala asta, mă tem, că mă duc și mori chiar acolo. Dar spitalele separate, dura, și cu COVID nu sunt la un loc. Ai dracu, că cu COVID nu te mai caută, mă. Băi. Vreau că dacă s-a dus, n-a băgat la COVID. Da? Păi eu da bani. E, eu da bani. E, nu las, că am auzit că le dă bani la unii. Nu știu. Păi, dar mor oamenii pe capete. Ai văzut? Nu mai au paturi libere. Și tu vrei să mergi? Și o să-i aduce la Botoșani de acum. Da, eu au adus, mă. Da? Da. Tu zici să mergi la București. La Timișoara, la Timișoara, sau nu știu, dar plec la Timișoara. Mor oameni, nu mai încapă morgă și pun în contaile. Nu, chiar să mori în tăt, cred. Oare? Poate vine sfârșitul lumii. Boala asta nu mai nu știi și mă gândesc, eu o femeie au zis în felul următor. Că Dumnezeu a dat boala asta pe pământ ca să mai stârpească din oameni ăștia răi. Că sunt prea mulți oameni răi pe pământ. Vezi că mă omoară oameni buni și care răi, că mă omoară, am un moș așa tine și un om băiat tânăr, un om tânăr a murit. Poate au nevoie Dumnezeu de dânși acolo. Da, o să prea multă lume ră. Și mai, o să mai stăpește din oameni. Păi știi din ce cauză omoară de ăștia buni? Ca să le arăte la și răi, să se îndrepte cu fața spre Dumnezeu. Dacă aș muri eu de COVID. Hai, mor. Dacă mor. Nu mai mor. Zici, mă, tu ce faci dacă eu mor? Mor și eu. Hei, cum să mor și tu? Eu ca și eu. Nu mai mor. Străiești, mă uiți. Da, uite, nu mai te uit niciodată. Mă uiți, până la an doi m-ai uitat. Bunica mă uită în trei zile. Sunt băieți care mor de tineri, sărași.